Salut și bine te-am găsit la un nou video tutorial. Astăzi am să continui video pe care l-am început mai devreme, în care am să vă prezint cum pornim minarea și performanțele sistemului nostru de mining cu RX 56 Vega. Ok, cum am spus și la începutul videoului anterior, avem un procesor G3900, o memorie RAM instalată de 4 GB și haideți să vedem dacă ne sunt recunoscute plăcile video. Ok, avem două plăci video instalate. Driverle le-am instalat cu AMD AutoDetect sau cu Driver Booster 5. Am zis că nu mai are rost să pierd timpul cu instalarea driverilor. Am descărcat 2 mineri și mai exact Claymore Dual Ethereum plus Decreed, Siacoin și Claymore Zcash. Ok, prima dată voi porni minerul pentru Ethereum și mai exact Single Mining cu două plăci video Vega RX 56. Ok. Da, după cum se vede, viteza de minare este în jur de 30 de MHz pe placa video, 29,9. Vom îmbunătăți aceste performanțe în videourile ce vor urma. Am să opresc acum minarea pe Ethereum și voi porni pe Zcash. Ok, haideți să dăm pe start să vedem ce iese. Da, folosesc și aici versiunea Zcash 12.6, adică ultima versiune. Acestea sunt performanțele 414 și 417 pentru miningul pe Zcash. Ce vreau să menționez aici este faptul că minerul de Zcash încă nu este optimizat pentru Vega. Va scoate mult mai mult, sunt ferm convins de chestia asta, în viitorul apropiat, doar că trebuie să așteptăm noi update-uri la software-urile pentru minare, adică la mineri. Ok, pentru cei care sunt interesați să achiziționeze produse, am făcut acest magazin online sosit.co. Aici veți găsi ultimii mineri pe care îi postăm, atât sisteme cu plăci video, cât și sisteme ASIC-uri sau doar produse simple, însemnând, nu știu, plăci de bază fără nimic sau doar risere sau orice altceva vă interesează. Avem și un live chat. Sunt în permanență, mă găsiți, vă răspund în funcție de cum îmi permite timpul. În cazul în care aveți mai multe întrebări, puteți să-mi scrieți direct pe adresa de e-mail sau să folosiți în josul paginii acest formular de contact sau direct la numărul de telefon pe
WhatsApp, pe Viber sau puteți să mă contactați direct. Eu am fost Adrian și bine v-am regăsit la un nou video de pe tutorialevideo.info. La revedere!